să vezi ce s-a alunecat acum pe aici. Ok, teren de alunecat. Dacă ajung acolo pe platforma aia, îs ca și salvat. Gata. Nu, că pe acolo se alunecă. E gata. Vai, oare de ce mai fi complicat e chiar atâta să urc pe munte? Vai. Am scăpat. Și acum poc, parcă văd că alunec. Glumeam. Uite, acolo e Cernu. Și pe acolo pe undeva sunt blocurile după pădurici aia. Dar nu mă voi duce la blocuri. Sau? Ba da, mă voi duce la blocuri și după aia mă voi duce în Cernu. Și după aia în balot. Baloto. Rectificare. Tic, 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 tic. So annoying. Cum zicea Darius, Running Simulator. Și da, și în acest episod vă zic, uitați-vă la noua serie care a scos-o Darius cu invitatul lui special, cel mai special, cel mai bun YouTuber, cel eu. Poker Face. Deci am fost so retard. În primul episod nu știu, în al doilea episod nu știu, în al treilea probabil, în al... așa, better. În al patrulea și în al cincilea sigur. Very, very retard. Deja filmez de 2 ore jumate. Am făcut cât pentru 3 săptămâni episoade. Cam așa. Cred că acum, când o să vedeți voi episodul ăsta, eu deja o să fi ajuns super OP, o să am și murit odată și multe altele. Uite, acolo mă duc în hambare. Deci, unde mă aflu? Mare în stânga, muntele în dreapta. Mă aflu așa pe undeva. Să aproape de Cernu, acum știu că parcă dacă o iau tot în dreapta undeva, vreo oră jumate de mers și pe niște drumulețe, din câte mai țin o minte, de aici undeva ajungi la... unde ești? Aud un zombie. Ajungi la Airfield. Dar pentru asta trebuie să folosesc aplicația de Daisy. Am pe telefon o aplicație în care mi-arată mie. Ce e asta? Un splitting axe. Nu mă interesează. Eu vreau mozin. Ce? Portable guest. Nici atât. Nici măcar atât. Dug. Uite blocurile aia. Pam, pam, pam. Am zis eu că-s blocuri. Am zis. Cât de șmecher ar fi să fac asta? Lol. Dar nu o să fac. Pentru că lumea vreau să mă creadă un om bun, drăguț, care se ajute și poc! Și-a toporul în cap. Pentru că n-am gloanțe și le dau cu toporul. Aici la un moment dat o filmat și a fost și Max cu Pink. În episodul 20 sau 30. Și da, și eu mă uit la Max și Pink cum joacă Daisy și la Rust. Nu foarte des, dar și la Rust. Te-ai trezit și tu acum de dimineață și e supărat. Nu! Mori. Deci era cât pe ce să mor. Ați văzut ce voi. Așa, pune stopur la loc. Fii om de treabă. Fii om de treabă, Gigele, fii om de treabă. Da, încet. Perfect. Cască. Cine cască? Încă o cască, nimica bun. Serios, de ce n-am și eu norocul să găsesc un mozin? Prea mult cer un mozin. Oare pot să dau cu baioneta de la mozin? Ar fi șmecher. Nu știu. Mă duc acolo.
sau încolo. Indecis, sunt indecis. Hai la blocuri. Oare pot să... Nu, m-aș risca să beau de aici. Ma, mă duc mai bine în Cerno și după aia în Balotto și pe aia când găsesc loot și chiar mă plictisesc, o să vin aici la... La blocuri, așa. Dar sunt mari blocurile, 20 de etaje câte au. Ia câți player mai este pe server? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adică 9 player fără mine. Pentru că pe mine nu mă număr, pentru că... Eu nu trebuie, eu sunt pașnic. Eu nu să mă omor. Bine, poate dacă cade undeva sus, atunci da, eu m-am omorât. Uite cât, câte macarale, dai macaralele. Baterie tâmpită, acum te crezi și tu de descarci. Lol, cum fuge, fii atent. Pane. Vai. Vai, 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 vai. Ce șmecher e. Șmecher. 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 Mă doare gâtul. Așa. Și cel mai fain lucru ar fi, de fapt, nu o să-l zic, nici nu o să-l rostesc. Pentru că, poate dacă se întâmplă, ar fi bine, într-un fel. Șmecher, într-un fel, nu mai e șmecher. Deci, bun. Deci nu mai știu să vorbesc, deci vă spun sincer, nu mai știu ce să vorbesc. Da, 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 așa zice așa, exact, da. Deja încerc să mă tâmpesc, oh my god. Am să zic ceva, dar am uitat. Da, am auzit că trebuie să apară acum Dark Souls 2, Dark Souls. Și mai filmez încă un pic să ajung în Cerno, că îmi doresc să văd clădirea aia și be... Ața ai sârma în cur. Ce șmecher ai. Trebuie să mănc acolo să văd avionul. Deci obligatoriu să mănc acolo. Mănc undeva pe acolo, gata. Să văd de la depărtare așa. Șmecher, e ce? Șmecher, poate, uite. Clădirea în care odată și odată se găseau multe ghiozdane, dar acum... După atâta foame și neliniște, nu mai se găsește nimic. Am răgușit. Nu, a, e bine. Am crezut că e cineva, adică om. Cineva adică om. Fuck the logic. Hai, fă-mi coace, hai, știu că mă iubești. Știu că mă iubești, dar nu te iubesc pe tine, ești urâtă. Noapte bună. Așa ziceam și eu. Așa ziceam și eu. Magnum. Am așa ceva. Am și eu așa ceva, nu îmi trebuiește. Măsa de tuse. Ar fi drăguț dacă mi-ați dat niște gloanțe. Nu știu, zic și eu. Dacă dați mac, nu trebuie să dați și gloanțe. Nu? Zic și eu. Tu ce cauți aici, măs? Măghiță. Ghiță Ciobanu. Am născut cunoștință cu Ghiță Ciobanu. Tipul de la crama de la Vodafone. Sau cum care e tiristul ăla, vai, și pe cine mai angajează ăsta de la Vodafone. Toți oamenii să facă reclamă. Așa și eu, de ce? Uite. Reclamă pentru gamer, de când am telefonul, de când am cartel la Vodafone. Nu știu ce să zic. Pot să intru pe Facebook mai des. M-am dat de recu. Dacă de des intru pe Facebook. Foarte des intru pe Facebook, să știți. Every day. Jumătate de oră pe zi, nici măcar. Jumătate de oră deja e mult. Eu nu intru așa de des pe Facebook. Intru în ghiozdan albastru. Oare să-l schimb? Ne, e la fel de șmecher și al meu.
Plus că la noi e verde. Și acum trebuie să am super grijă să nu cad, deci un pas, un pas, un pas. O lopată. Și că un pas, un pas, un pas, o lopată. Un pas, un pas, un pas, un pas, un pas. Stop. Așa. Better. Lol. Ce? Ah, e ghiozdan de copii mici. Un ghiozdan. Mov. Se pare că încă e clădirea cu ghiozdane. Că este imposibil să vii aici și să pleci fără ghiozdan. Numai dacă e lutat deja locul și da. Nu mai ai șansă la niciun ghiozdan. Mă, s-a de tuse. Ua. Huh. Vai ce era să cad. A mea e pixul. Ce că băga mea e pixul. The fuck. Merg cu toporul în caz de amenințare zombie. Scoate băi toporul. Cum te-am... Băi, 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 băi. Ești nebun. Și ceva nu-i regulă cu caracterul meu. Ați văzut și voi, nu? Vai, doamne, îți mulțumesc că nu a fost bugul ăla să intru prin perete. Că de era, iar se termina brusc încă o serie. Când să ajung și eu să văd turnurile gemene. Deci ceva copia turnurilor gemene, numai că e numai un singur turn. Și nu știu, sper să pot intra în turnul ăla. Ar fi chiar șmecher. Uite, și o clădire de arme. Cel puțin electro, se spunea zarme acolo, aici, nu știu. Dar merită să încerci, right? Așa zicem și eu. Așa, și în acest episod, întrebarea este... Better. Întrebarea este, care este jocul vostru preferat? E zombie. Deci, lol, cât de șmecher e biserica aia, trebuie să mă duc acolo după clădirea asta. Deci șmecheri orașul ăsta. Dacă vă vine să credeți, nu m-am dus niciodată. Am fost în mod parcă odată, dar de mult. De fapt, niciun mod n-am fost în Cerno. Baloto știu, tot ca Mancout. Am auzit de Cerno, știu unde se află, știu exact chestiile ce îs în Cerno, dar n-am fost să văd cu ochii mei. Ceea ce... Așa unde rămăsesem. Așa, lăsați un coment cu jocurile voastre favorite sau... Ce jocuri aștepta să apară sau alte chestii.